Hei, 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 salutare dragilor, bun venit la primul episod de Clash Royale. După cum v-am povestit în episoadele din jocurile anterioare, o să începem o serie cu acest joc. Nu știu exact cât de des va apărea sau cât de lungă va fi seria, dar asta depinde, bineînțeles, de voi. Pentru primul episod, am ceva foarte special, mai ales că astăzi este și 1 iunie, când apare acest episod. Și de asemenea vreau să vă urez un călduros la mulți ani tuturor copiilor. Avem aici un mini chest opening, avem un silver chest, un magical chest, încă un silver chest și tada! Acest legendary chest. Pentru episodul de astăzi o să jucăm la un classic challenge. Avem aici Gold Rush, dar nu o să mai vreau să joc pentru că imediat se termină sezonul. Sunt ei șmecheri ăștia de la Supercell, ne bagă nouă în ultimele 2 zile Gold Rush. Sunt șmecherii. Ok, 3 zile, mă rog, câte ori mai fi. Am jucat cu decul acesta, în sezonul următor o să jucăm cu decul acesta la trofee, până ce fac cărți mai mari pe ăsta. Momentan, bine, am unele cărți mari, dar nu am ăștia. Dar am reușit să-i ducem la level 9, așa că hai să-i upgradăm ca să putem juca cu ei la clasic. În cele am oprit muzica, că nu știu sigur să nu se audă prea tare. Am oprit-o. Așa, și acum să începem cu chest opening-ul, vă anunț de pe acum. N-am mai încercat, n-am mai filmat un episod de Clash Royale. Dacă nu mi se filmează ca lumea, o să mă arunc de pe acoperiș. Ar fi mișto să ne pice legendară și din asta, dar nu știu dacă o să ne mi-a împărțit rarele, mi-a dat toate comunele, dar mi-a împărțit rarele. Hunter e bun, dar nu. Dar ar fi fost poison. Așa, n-a picat, ok. Și acum, momentul adevărului, domnilor și domnilor. 3, 2, 1, 3! Minerul, bun și minerul. E bun și asta. Ok, pe ăsta mai trebuie 5 ca să-l fac. Din păcate. Dar asta e. Da, mai zicem. Ei, cu toate cu siguranță își vor lua nerf. Acum vedem aici balance update. Am văzut că o să fac un balance update și nu vor schimba Rascal, să schimb vorba fa Mega Knight-ul, Wizard-ul, Valkyrie. Ice Golem-ul iarăși ia nerf, deci Ice Golem-ul ăsta și-a luat nerf de câteva ori. Ăștia și-au buff, din câte am văzut. Parcă sau am înțeles greșit ea. Ia să vedem. Barbarians. Da, și au un buff. Ăsta o să devină destul de bun că nu mai poate fi împins Battle Ram-ul. Asta o să fie destul de bine și... Așa. Și acum ce vreau să-mi fac pachetul ăsta. Acesta v-am zis, cu acesta vom juca la... Battle Ram este un pachet foarte bun, dar e ok, cam cărțile mai mari. Ei, cert e că n-am mai jucat până acum cu acest pachet, dar joc acum live pentru voi. De asemenea, ia să vedem. Nu este încă war-ul, din păcate. Asta e, data viitoare. Și da, hai să începem episodul, hai să începem meciurile. Cu decul acela și battle. Trebuie să țineți cont că joc de pe calculator cu un deck nou. Deci, dacă fac greșeli, nu mă. Am mai făcut 12 win de challenge-uri de astea, dar... Na, nu am mai făcut de pe calculator. Să încep, cred că cu ăștia. Ăștia nu știu. Si mai multe decât un nerf. Sunt sigur că nu o să pun nimic. Așteptăm. Deci Spirit Goblins la momentul actual dau 50 damage la turneu. De fiecare lovitură. 2 lovituri egal 100 damage, cred că au dat 3 lovituri, ceea ce-i super. Hai să începem cu asta din spate. Oricum nu le greu, pentru că trebuie să challenge-am 3 minute la 1 time. Deci nu trebuie să challenge-am 3 minute la 1 time.
Dar nu neapărat, avem... Adică fix 300. Așa, hai să vedem pe asta. Și să continuăm, am dat sunetul mai încet. Da, se aude mult mai încet. Nu știu sigur cum o să se audă pe filmare. Cert că m-am uitat la ce am filmat până acum. Bomba asta într-adevăr a generat cam mult, cu siguranță are avantaj de lucru. 300. Unde, cred că e un jucător sincer mai mic pentru care... Let's go. Gotcha. Bullseye.
Let's go. Bold. Asta. Serios acum. Deci serios acum. N-am mai pus așa ceva. Pur și simplu. Poate e pe care a spus să mă apăr. Cred că reușeam. Da. Trimitea prea multe swarmuri. Și coarți, și butoi, și prințesă, și... Să-i dau locul pe Rascals, fiindcă are butoi. Ce aș putea să-i fac? Ce să-i fac? La fel și cu Goare. Nu pot să dau locul pe ei, pentru că are butoi. Deci, cred că e cel mai bine tip care l-am văzut vreodată. Hai să lăsăm pe să ne ok, hai să... să punem asta. Oh!
Ce ați făcut voi în situația aia? Da, cam greu cu Hogu. Cu Deco. Știam de la început că o să fie greu și m-am văzut Deco ăsta că ar fi destul de bun, dar nu prea știu eu să joc cu el. Dar mă tot gândesc ce deck să-mi fac. Mai gândeam eu la o variantă, să pun Tesla, căci cu Tesla vezi că am level 2 și m-am mai învățat eu așa să joc, și să pun Guaras. Încă și cu ei m-am mai învățat. Așa. Cam așa ceva să fie pachetul. Cert e că cu decora nu fac nimic, că efectiv nu reușesc nimic. Nimic nu reușesc. Mă bate și asta. Deci nu pot să fac nimic cu decul ăsta. Oricât joc pe calculator, dar nu pot să fac nimic cu el. Nu știu, o să încercăm un match, cred că. Cu Tesla. Ar fi, dar nu că nu merge aici așa. Nu știu exact cum să. Oricum, na, decul e bun, dar probabil nu joc eu. Na, e cam greu să joci cu decul ăsta de pe calculator. Nu știu dacă o să. Hai, mai jucăm un match. Din păcate n-a ieșit așa cum am eu să vă spun. Să mai apar niște lucruri. Tesla că m-ar ajuta. Faza e că de pe calculator e greu cu Tombstone-ul, că trebuie să-l pui repede și nu apuc să-l pui. Asta e problema. De asta n-am. Nu, dar avea o carte mai mică care l-a tras în jos. Totuși avea un deck bun, adică deckul ăsta cred că e cel mai bun la momentul actual. Da, n-a mers chiar cum mă așteptam eu, 3 cu 2. Mai jucăm 1, să nu fie, hai, că și așa e primul episod, să fie așa puțin mai lung. Nu știu exact cât de lung. Spear Goblins. Da, nu știu, aș prefera un deck cu Tesla, sincer. Poate o să mai apară niște. Poate o să mai apară niște.
Ok. Ma nu știu, nu prea îmi place de colo ăsta, v-am zis. Numai că de cu Tesla și cu Guards pe care mi-am luat aici, nu prea merge. Îmi place mai mult, dar uite, că am văzut sunt cu nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare, pa, pa! Și mi-ar plăcea, am uitat să vă zic, vreau să-mi ziceți în comentarii care este legendara sau cartea, care este cartea voastră preferată. Să-mi ziceți care este cartea voastră preferată, o să vă zic și eu în comentarii și noi ne vedem data viitoare, pa, pa!